vom dormi mai puțin cu o oră. În noaptea de sâmbătă spre duminică, acele ceasurilor vor fi date cu o oră înainte, astfel că ora 3 va deveni ora 4. Ziua de duminică va avea astfel doar 23 de ore și va fi cea mai scurtă din an. Schimbarea orei în funcție de sezon a fost aplicată pentru prima oară și în țara noastră în 1979. Scopul este acela de a reduce consumul de electricitate în folosul utilizării luminii naturale. Conform unor studii prezentate de Poliția Română, se arată că în luna imediat următoare trecerii la ora de vară au loc în medie cu 8% mai multe accidente rutiere decât în celelalte zile. Un alt studiu arată că în primele 3 zile de după schimbarea orei, riscurile de apariția unor boli cardiovasculare cresc cu 5% din cauza unor turburări ale somnului și a efortului depus de organismul uman de reajustare a ceasului biologic. Ora de vară va rămâne în vigoare până la ultimul weekend din luna octombrie acestui an, atunci când vom trece la ora de iarnă.